Bun revenit, doamnelor și domnilor, la întâlnirea cu emisiunea Bucovina Retrospectiv. Ca de obicei, în platou se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi. Bine te-am găsit, Vale, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Chiar dacă a fost o săptămână trecută agitată, dar parcă ne-am obișnuit cu ea și acum ne preocupă și alte lucruri mai să spun eu, asta de gospodărie, de casă, de... Acum ar fi protestele, da? Da, ar fi protestele, da. Protestele, cum ai spus și tu în emisiunea trecută, au fost, vor fi, probabil, mai sunt acum, cifrele sunt de acum cifrele anunțate, da, de participanți, care vizează participanții, au devenit un element de distracție în studiourile de televiziune centrale. Am văzut, da, am comparat câteva cifre, s-a plecat de la 20.000, s-a ajuns la 50.000, 40.000, 50.000. Și sau 70.000 aseară. Ei, deja asta, domnule, hai să spunem că 70.000 a fost, adică s-a simțit ironia. Tu cum privești? Da, nu aceste puncte de vedere, cât protestele, o fotografie. Continuă, totuși, da. Am intrat în a 13. Protestele continuă și eu, după cum ți-am spus săptămâna trecută, cum am anticipat, da. Demisia ministrului Justiției nu va fi suficientă, am zis eu, atunci. Da. Dacă venea la momentul respectiv, probabil era suficient. Da? Da. Acum am anticipat demisia guvernului. Acum, sincer, dacă va demisiona guvernul, s-ar putea să nu se oprească mișcările. Aici depinde mult de alte persoane. Nici cu demisia guvernului? Nu, și am să explic. Nu, eu ce vreau să zic, protestele de la Piața Victoriei sunt absolut normale, justificate și chiar necesare. Da? PSD-ul a făcut aceeași greșeală care a făcut-o și PDL-ul acum câțiva ani, când era pe beția aia puterii și credea că orice hotărâre ia, lumea o să aduleze, da. PSD-ul a început bine guvernarea, a îndeplinit câteva din promisiune făcute în campania electorală, cu taxele, cu pensiile, cu salariile, și după aceea a intrat neapărat PSD-ul. Bănesc că domnul Dragnea a avut așa o... Domnule, ne-am ținut de cuvânt, oamenii, uite, sunt bucuroși, le-am mărit pensii, le-am mărit bursii, le-am mărit salarii, cu orice vom face de acum, da, vor avea încredere noi. Da? Și a dat acea ordonanță care, mă rog, cum a dat-o, care, repet, am mai zis și la emisiunile trecute, oamenii au receptat că dacă fur 2 miliarde, nu e infracțiune, ceea ce da, scrie și în codul, da, în modificarea în aia. Da. Nu e normal, totuși, 2 miliarde e o sumă mare. Da? Adică fur 2 miliarde... să recuperează banii. Bun, și pentru contravenție. Pentru cei care au comisioane de 30 de milioane de euro, da? Că am discutat de 10 bine, milioane. Bine, pentru 2 miliarde. Pentru unii probabil într-adevăr 2 miliarde, 200 50 de mii de euro. Da, aia într-adevăr, nu s-o obosesc pentru bani de buzunar. Da, într-adevăr, din punctul de vedere al unora, bă, 2 miliarde, mă, pentru aia nici nu merită să... Da. Da. De-aia spun, protestele din Piața Victoriei sunt justificate. Da? Și... mai este un aspect tot legat de protestele astea, că a ajuns la celula Cotroceni. Da. Am văzut în Piața Victoriei oameni care protestau invocând cei 27 de ani la Revoluției, în care țara s-a dus de răpă. Da? Da. Deci, practic, neîncrederea în întreaga clasă politică. Da. Da? Și asta părea mea că e și una din explicațiile pentru prezența slabă la vot anul trecut. Deci oamenii n-au avut încredere în clasa politică. Da? Adică nu li s-au oferit, nu știu, alternative, n-au fost suficienți oameni noi. Bun, dacă n-au încredere în clasa politică, cine să găsească o soluție? Strada nu dă deocamdată o soluție. Căderea guvernului nu cred că este o soluție. Păi nu dă, și atunci, dar atunci tot clasa politică, da? Dacă tu vorbim de cealaltă parte a eșchierului politic, PSD-ul, simpatizanții PSD-ul, au mers la vot, disciplinați, au votat PSD-ul, ceilalți, da, trebuie să găsească soluția astfel încât să atragă oamenii la vot. Da? Eu nu sunt de acord nici cu chestia asta. Trebuie să mergi la vot, obligatoriu, un drept câștigat, trebuie să mergi la vot. Da? Nu poți să mergi la vot și să votezi numai de dragul de a vota. Da? Eu am fost mereu la vot, chiar că n-am avut ce vota și mi-am anulat votul. Da? Da. Dar nu mergi la vot și votezi anti ceva. Da? Nu e în regulă.
În fine. Bun, ulterior trebuie să corectez, da? N-ai fost la vot, sau bine, ai fost la vot, dar să spunem, cei care n-au fost la vot și au pretenția ulterior să corecteze. Bă, n-a ieșit. N-a ieșit. Nu-i, cum are, nu-i are pretenția și domnul președinte să corecteze, ceea ce nu mi se pare normal. Da. Bun, încă o dată, protestele în Piața Victoriei sunt normale, justificate și, repet, necesare. Dar ca un semnal de alarmă, că nu poți, numai ca un semnal de alarmă, deja ca o frână, nu poți să faci ce vrei în țara asta. Da. Pe de altă parte, eu am zis și repet, 90-95% din oamenii care sunt în piață sunt oameni de bună credință. Da? Între ei sunt niște manipulatori. Da. Da? Și am câteva exemple. Repet, cei care sunt în Piața Victoriei sunt oameni care muncesc, oameni corecți, oameni cinstiți, care își văd de treabă, da? Și ei vin și protestează pentru un principiu. Sunt împotriva corupției. Da. Da? Acum trec și la partea cealaltă, mă interesez puțin cu protestele la Cotroceni. Da. Ignoră faptul că trebuie modificat codul penal și codul de procedură. Dar gândindu-se că dacă ei sunt corecți și văd de treabă, n-au cum să ajungă să fie vreodată anchetat, să aibă dosar penal. Nu e adevărat. Avem destule exemple când au fost, poți să fii corect și insiști, treci cu dosar penal și care a ți-a distrus. Da? Da. Da, ce m-a intrigat așa a fost, săptămâna trecută am văzut un filmuleț cu niște oameni care veniseră cu o pancardă în Piața Victoriei, pe care scria ANAF pentru firmele străine este soare, era desenat un soare, pentru firmele românești, furtună. Era desenată o furtună. Da? Cei care purtau pancarda asta au fost huiduiți, înjurați și până la urmă fugăriți din piață. Mm-hmm. Da? Ce-ți spune lucrul ăsta? Omul care avea pancarda, spus la un moment dat, a postat pe Facebook. Mai fraților, de ce nu veniți cu mesaje de interes național? De ce nu veniți cu mesaje stopați vânzarea teritoriului național? Stopați tăierile ilegale de păduri. Stopați exportul de lemn brut. Stopați vânzarea obiectivelor strategice de energie. Stopați înstrăinarea resurselor țării. La acest protest se strigă la mișto DNA să vină să vă ia. Adică hoții lor, dar pe ceilalți nu. Da. E foarte importantă precizarea asta. Adică pe hoții lor ai PSD-ului să-i vină să ia, dar pe ceilalți hoți ai celorlalți nu. Iar să rămână frumos la căldurică, liniștiți, da? De fapt, jos corupția. Crem pârtie. Da, de unde s-o dea jos? Cine e corupția asta? Cine nu sare, nu vrea schimbare. Adică sare ca mingea și ai schimba România. Se poate observa, spune de cel cu materialul, spune așa, se poate observa cum, sub aparența unui protest liber și spontan împotriva corupției, există o rețea de indivizi care deține controlul total asupra mesajelor și sloganelor. Se pot recunoaște activiști USR, PNL și PDL apropiați ai Monicăi Macovei. Imensa majoritatea participanților sinceri au impresia că toți ceilalți aflați la protest sunt ca ei și urmează mimetic, cu naivitate și euforic, comenzile primite. Au convingerea că salvează România. Mesajul ăsta, pentru că cei care au fost uitați, nu cumva cere tot respectarea legii, până la urmă. Același lucru. Da. Da? Nu-i, acum, știi cum, dacă spui ceva de... Bine, aici e și vina PSD-ului, că a creat imaginea asta cu multinaționalele, cu care mănâncă țara, care nu știu ce, a pornit de la niște realități. PSD-ul, că sunt niște realități. Știm foarte bine. Luăm și cazul Schweikofer, da? Extrem de mediatizat. Da. Da? Eu, cei de la Schweikofer, părerea mea, n-au nicio vină. Păi nu au nicio vină. N-au nicio vină. Ei au venit să-și facă afacerea. Da. Legislația, respectă legislația. Cine e vinovat? Politicienii că le-au permis. Da? În frunte cu Ion Iliescu, care a permis să se desfășoare activitatea și să dea legile care le-au cerut ei. Da. Da? Bun, dacă au exploatat lemn ilegal și știau că e lemn ilegal, aia e altă poveste să plătească. Chestiunea e foarte legală. A fost dată două hotărâri de guvern. Atâta tot. Ulterior. Da, cum au vrut ei. Da. Da. Domnule, și-au intrat în... Ei, ca ăsta, joaie cu fărcăm de afaceri, a venit, uitați, la guvern vreau asta. Și guvernul i-a dat. Da? Da. Repet, aici sunt două aspecte. Dacă exploatează lemn ilegal și știu de asta, e altă poveste să plătească, dar cadrul legal în care ei își desfășoară activitatea și exploatează masă lemnoasă, imensă, o cantitate imensă, e creat de politic. Mm-hmm. Da? Da. Așa. Atunci, tot politicul trebuie să răspundă, repet, în frunte cu Ion Iliescu, care chiar l-a decorat pe domnul Schweikofer, dacă țin bine minte. Nu știu dacă e chiar domnul Iliescu.
Hotărârile de guvern au fost în perioada 2004, Năstase. Da, în fine. 2004. Da. De asta spun, așa, PSD-ul pune la niște realități legate de firmele multinaționale, unele multinaționale care, într-adevăr, au niște beneficii, poate mai, sau beneficiază de un tratament poate mai blând de la instituțiile de control ale statului. Asta cu siguranță. Deci nu trebuie să căutăm cuvinte, da, chiar nu, așa e. Da. Și vedem și cazul Microsoft, dar nimeni de la Microsoft n-a fost căutat pentru că a dat directorul din România. Da. Deci sunt niște realități. Da. Dar, bun, de aici PSD-ul a exagerat. A exagerat și a creat, adică a exagerat, ajungând ca oamenii... Nu a exagerat. Probabil că în momentul în care un partid politic, nu, hai să zicem PSD-ul, a vorbit despre acest lucru, atunci a dat greutate acestor chestiuni pe care mulți oameni de afaceri români simțeau. De ce? Vorbeau la aceste televiziuni. Domnule, stați așa un pic. Au vorbit, PSD-ul are... De ce în Austria sau în Germania guvernul respectiv au voie să, eu știu, să dea anumite facilități unor firme, da? Considerate de strategice sau de interes regional sau național. De ce? La noi au fost două asemenea inițiative. Domnul Varojan era cât pe ce să ajungă după gratii. Da. Nu, da. E corect. Nu, deci, într-adevăr, există niște realități, dar care au fost, hai să spunem, exacerbate. Da? De... Nu mai vorbim și despre bănci. Da, de anumiți lideri PSD, așa? Da. Și s-a ajuns la chestia asta. Dacă spui ceva de o firmă străină multinațională, bă, ești dus, ești rusofon, ești nu știu ce. Da? Dar sunt niște realități pe care toți cei care protestează în Piața Victoriei, spre exemplu, trebuie să, și repet, oameni de bună credință, trebuie să deschid ochii și să fie atenți la ele. Da? Dacă n-au deschis ochii în 13 zile, nu înțeleg cum pot să-și deschid ochii în următoarele este zile. Timpale. E foarte clar. Atât timp cât o mână de oameni manipulează 10-20 de mii, atunci... Mâna de oameni... Aici un alt aspect. Protestele la Piața Victoriei, ca să închei, sunt foarte bine coordonate. Dar sunt normale și pot spune obligatorii, da? Atât cât există manipulare, nu mai sunt normale pentru mine. Nu, sunt normale ca mesaj. Ca mesaj anticultural. Da. Mesajul general, pentru de acolo. Dar trecem la altă... Câte alte chestiuni la celălalt aspect. Se rezolvă. Da, aia e altă poveste. Da. Trecem la celălalt aspect. Ei să protestă la Cotroceni. Da. Eu nu vreau să insist neapărat asupra protestului la Cotroceni, cât asupra faptului că ce mă deranjează, repet, în condițiile în care protestele la Victoriei sunt normale, așa, faptul că se protestează numai într-o anumită direcție, adică există foarte mult subiectivism, da? PSD-ul a greșit și trebuie să plătească. Sau, cu demisia guvernului, nu știu cum o să plătească. Dar ce mă intrigă faptul că oamenii nu văd ceea ce face președintele Iohannis. Uh-huh. Da? Și hai să luăm ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a venit cu două hotărâri, da? Da. La, în urma contestațiilor depuse de una de Klaus Iohannis și una de CSM Parcă. Da, CSM și ulterior a fost și avocatul poporului. După hotărârea asta, hotărârile Curții Constituționale, observăm că președintele ori a mințit, ori e incompetent. Bine, da, hai să spunem. Te rog. Președintele a spus, deci textual, la un moment, când începuse mișcările în piață, a treia zi, guvernul a adoptat ordonanța de urgență fără a avea avizul CSM, care este obligatoriu. A spus asta și l-am văzut și reluat pe un post de televiziune, bine, pe Antena 3, spusele președintelui. Deci, a adoptat ordonanța de urgență fără avizul CSM, care este obligatoriu. Da? Da. În condiții în care... Vine Curtea Constituțională și spune că acest aviz nu este obligatoriu. Deci, guvernul nu are nevoie de avizul CSM pentru a adopta ordonanță de urgență în orice domeniu. Da? Dar lumea a luat de bună ce a spus președintele. Da? Da. Ori președinte, deci ori e incompetent, habar n-are ce vorbește, da? Ori minte. Deci ori minte cu intenția clară de a crea o tensiune. Da? Atunci în mod normal trebuia să vină să-și ceară scuze și să spună, nu știu. Da? Nu, e prea mult. Pentru... Apoi, președintele a reclamat la Curtea Constituțională un conflict între instituții statului. Da. Da? E cea de-a doua speță judecată de curte. Da. Acțiunii care iar a agitat pe oameni, adică a dat impresia unui viteaz pe cal alb care vine și eliberează țara, pune ordine în instituții. Da? Acum, nu trebuie să fii jurist ca să-ți dai seama că nu există un conflict între instituții. Da? Da. Ce înseamnă?
mi-am zis, ce înseamnă conflict între instituții? Când o instituție se bagă una peste alta, încearcă să facă una treaba altuia, da? Încălcă atribuțiile. Și asta spune și Curtea Constituțională. Dacă asta înseamnă conflict între instituții, da? Când guvernul vrea să facă treaba parchetului, nu știu, să verifice dosare, să trimită în instanță, așa sau invers, da? Și Curtea a spus clar, nu există niciun conflict între instituții. Da? Angel, de ce a mințit președintele? Și încă o dată, e vorba de incompetență sau reavoință? Cred că reavoință. Incompetență nu cred. Nu a ieșit de capul lui, bănuiesc că mai avea la ora respectivă, când a ieșit în piață, la ora respectivă mai avea... De asta spun, el mai... consilieri. Mai avea consilier și... Adică dacă totuși ai consilier, măcar unul care să fie jurist, da? Și să spună, domnule, bă, nu, domn președinte, stai că nu, nea Claus, nea Iohannis, cum îi spune, da? Ca să țină flacăra, ca să agite spiritele. Să pună paie pe foc și așa mai departe. Asta e dureros și prin asta eu... dacă oamenii ar protesta mâine la guvern și împotriva guvernului și împotriva lui Iohannis, mă urc în tren și mă duc și eu acolo. Deci îl împărtășesc, repet, întru totul, lăsăm la o parte manipulatorii și cei care protestele celor din piață, da? Dar le reproșez faptul că nu se uită și la ce face președintele Iohannis. Da. Da? Și aici nu vorbim că chestia cu multinaționale, ca așa, cu manipulare. Să insistăm, vorbim de lucruri clare. Președintele a mințit în două rânduri. Da? Nu mai spun de chestia aia cu românii mei sunt în stradă, da? Care am prezentat acum o emisiune replica lui Liviu Antonese, care, da? Care a protestat tot timpul aia și a spus că eu nu sunt român de-a tău. Eu nu sunt român de-a tău, eu am protestat, dar întâmplător suntem împreună. Da? Da. I-a reproșat președintele când a vrut să bage anul trecut legea Big Brother pe sub masă în favoarea serviciilor secrete. Da? Da. Și două cuvinte despre protestul de la Suceava. Nu, nu, stai că... Nu, spuneam de oamenii aia că oamenii ăștia de bună credință care protestează au pretenția că tot să fie așa și absolut normal că au pretenția asta și înseamnă că ei resping din start ideea de abuz în justiție, da? Și nu cred că lor le se poate întâmpla ceva, da? Pentru că ei trăiesc într-o lume, merg la serviciu, își văd de treabă, se informează, dar nu știu atâtea lucruri care le știm noi. Ce s-a întâmplat? Se uită la Antena 3, n-au încredere în Antena 3, pentru că o bună bucată de vreme Antena 3 a făcut ce a făcut. Însă acum e echilibrată în sensul că e pro-PSD, dar e extrem de echilibrată în sensul că văd că prezintă corect toate evenimentele, da? Față de realitatea și România TV. Și am zis, bă, oamenii ăsta dezinformați. Da? Și băi, cumva eu așa-i condamnat, ce am, bă, dar am văzut, am ascultat una trecută pe Moise Guran, care este unul din liderii de opinie, da? Ai pieței Victoriei, ca să spun așa, da? Serios? Aștia. Cine el este lider pe tot când dă copy-paste? Da, mă rog, prin mesaje. La emisiunea aia România în direct, bine, eram la volan, tot mă bun, niște opriri și am... Deci ce înseamnă dacă n-ai cont pe Facebook, nu știi nimic despre Moise Guran. Aproape că nu știi nimic. Cine eu? Eu. Da. Și făcea emisiune legată de protecție, nu știu exact de protecție, nu știu exact care era subiectul, că n-am prins la început și am prins numai două intervenții. Dar intră la un moment un avocat în direct și spune că trebuie renunțat la sintagma suspiciuni rezonabile din codul penal, zice, pentru că s-au făcut, zice avocatul, se fac dosare penale în baza unor simple bănuieli sau în baza unor denunțuri. Da? Moise Guran a sărit cars, că nu există așa ceva. Că nu există așa ceva în țara românească. Apoi a mai anunțat și a spus că nimeni nu a fost trimis în judecată doar în baza unor denunțuri sau bănuieri. Da. Da? De ce să mai trimis în judecată? Nu a venit Suceava un caz în baza unor bănuieri, comisarul șef Crap, în baza unor denunțuri, comisarul șef Maxim. Da, și să mai trimis în judecată, le-ai noroci cariera, 2 ani de zile, au suferit și ei și familiile lor. Da, procurorii au închis. Măcar la Suceava au avut tăria procurorii, și aici trebuie apreciat pentru asta, să recunoască că au greșit. Da. Dar în alte județe au trimis în judecată. Da? Au mers mai departe. Da, deci nu există așa ceva. Apoi intră un doctor în direct, spune-mi că trebuie schimbată legea abuzului în serviciu, care l-a citat pe Moise Guran, spunea dumneavoastră domnul Guran, zice că legea pedepsește hoția. Da. Deci eu, dacă eu doctor, sunt șef de secție, dacă mă duc la spital și iau ceva și duc acasă, da, e furt. Și mi se pare corect să fiu pedepsit. Da. Da? Dar dacă eu ca șef de secție semnez o hârtie prin baza, nu știu, care îți face aprovizionarea secției cu ceva, da? O hârtie care are în spate o notă de fundamentare, așa. Contact. Și eu semnez, da?
fără să verific, nici nu mă pricep să verific, da? Nu, dar de asta sunt alți angajați, da? Da. E un sistem întreg. Semnez, în urma acelei aprovizionări, da, pentru un prejudiciu spitalului, da? Și eu sunt azi la răspundere. Mă uit să spun, nu există ceva, nu este adevărat. Nu sunt tras la răspundere. Da. Domnule, da. Deci n-am pierdut nimic noi, dacă nu l-am urmărit pe domnul Guran. Nu. Da. Noi, hai ca să închei cu asta, că tot văd publicitatea, cer colegii din regie. Da. Deci noi, la ora actuală, avem mai mult ca oricând nevoie de, să luptăm împotriva corupției. Da. Asta este clar. Da? Dar avem nevoie de legi clare care să nu permită interpretări. Da? Spuneați-ne trecut cineva la TV, am văzut ieri, nu știu cine, chiar mi-a plăcut foarte mult persoana respectivă, spunea, doamne, s-au făcut erori, și o cita pe doamna Bica, care spunea că sunt oameni nevinovați în închisori, cea dacă un procuror, un fost procuror spune asta e grav, cea dar se poate repara, Parlamentul are puterea de a da o lege în care să spună foarte clar toate probele obținute prin mijloace ilegale sunt nule. Da? La fel cum e în Statele Unite. Da. Vedem filmele de alea în care îi prinde pe asasin sau, mă rog, cu, era un film care, mă rog, dureros, l-a găsit papucul victimei în mașină, urme de sânge, nu știu ce, dar polițiștii au intrat și n-avea mana de percheziție. Proba aia care ilegală. Există, da? Există, există înregistrări făcute ilegal de servicii, da? Și de aici au compilat. Deci e foarte simplu, lupta împotriva corupției trebuie să, să continuă, dar se există legi clare care să nu permite interpretări și abuzuri. Da. Și interpretările astea ce înseamnă? Corupții tăi trebuie să intre în pușcărie, corupții noștri sunt ai noștri, totuși hai să le dăm. Da, nu, legea să fie așa de clar, toți corupții trebuie să intre în pușcărie, absolut toți, da? Că aici, în momentul în care ai, există loc de interpretări, bun, poți face și abuzuri, da, odată, și poți să corupții noștri lași deoparte, da? Numai corupților, da? Și atunci când e la guvernare unul, intră corupții celorlalți, când e altul, intră ceilalți corupți. Bun, luăm, doamnelor și domnilor, prima pauză de publicitate, rog, regia, publicitate.